Seceta pune pe jar ferme din întreaga țară. Un sfert din culturile agricole din acest an sunt compromise din cauza temperaturilor caniculare și a lipsei precipitațiilor. Oamenii sunt disperați pentru că nu vor mai avea hrană pentru animale și, în unele cazuri, nici apă de băut pentru ei înșiși. Seceta face ravagii în culturile de porumb, iar canicula amplifică dezastrul. Același lucru se întâmplă și în cazul legumicultorilor, care spun că roșiile și leuștanul sunt cele mai afectate în acest sezon. Ce să vă zic, la mine seceta nu m-a afectat vis-a-vis de apă. Apa avem. Noi suntem jos acolo la topolniță, chiar nu du lipsă de apă, ne-a afectat temperatura în sine. Le-a opărit, le-a ars, ce să mai... Care au fost cele mai afectate legume? Roșiile. Roșiile cele mai afectate și la verdețurile leușteanul. E foarte sensibil, la temperaturi ridicate așa, pur și simplu ia foc. N-avem ce să-i facem. Cazul doamnei este unul fericit, deoarece trăiește lângă un râu și apa nu este o problemă. În era tehnologiei, mai mulți agricultori se plâng că sunt la mila cerului și se gândesc cu groază la pagubele care ar putea apărea. Cât de mult v-a afectat seceta? Foarte mult. Foarte mult ne-a afectat. Pentru că dacă trebuie udate, trebuie foarte multă apă. Chiar dacă le uzi căldura de deasupra, le pârlește. Ce să facem? Asta e. Dacă vinzi de la fântână, dacă uzi de la fântână, îți trebuie curent, dacă vin uzi de la conductă, îți trebuie metri cub, tot bani este, peste tot. Ce să facem? Asta e. Ce legume au fost cele mai afectate? Toate. Din cauza la căldura asta de 50 de grade, toate. N-a fost niciuna care să nu fie afectată. Nu doar producătorii agricoli sunt cei care se plâng. La fel se întâmplă și în cazul oamenilor de la sat, care trăiesc din ce cultivă în grădină și spun că dacă nu va ploua în scurt timp, vor rămâne fără mâncare pentru animale. Rău! Rău! Seceta peste tot! Mor vițile de foame, murim și noi de sete. Cele mai afectate culturi din România sunt de porumb și floarea soarelui. Sistemele de irigații ar fi salvarea producătorilor în această situație, însă nimeni nu investește în ele și cele vechi au fost distruse.